Mulțumesc, domnul prim-ministru, stimați colegi. În anul 2016, Comitetea Științifică celebrează o dublă aniversare. 70 de ani de la constituirea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fundarea Academiei de Știință a Moldovei. Cu această ocazie, duminică, pe data de 12 iunie, de ziua Academiei de Științe, la Complexul Etnocultural Vatra, va avea loc un eveniment științific, cultural și de agrement la care invităm toți membrii Guvernului, directori de agenții, cu colegii, prietenii și familiile pentru a participa la acest eveniment. Pe parcursul manifestării vor fi decernate premiile Savantul Anului și premiile nominale ale Academiei de Științe. Vor fi vernisate expoziții cu rezultate ale activității științifice a instituțiilor de cercetare și a universităților. Vor fi realizate ateliere inedite și prezentate experiențe științifice interactive. Vor evalua interpreți și trupe artiști și de calitate, inclusiv formațiuni etnofolclorice. Amatorii de istorie vor putea asista la luptele medievale care vor reflecta pagini din trecutul nostru. Va fi organizat concursul cel mai bune proiecte științifice. Publicul va putea asista la gătirea unei plăcinte în cele mai bune tradiții naționale. Vor avea loc degustări de vinuri și de vinuri produse în baza tehnologiilor savanților noștri. Sărbătoarea va fi încheiată de un concert extraordinar în care vor relua orchestrele Eho Orchestra și Alex Calancea Band. Început evenimentul la ora 11, intrarea liberă pe parcursul zilei cu începere de la ora 8. Va circula transportul gratuit cu pornire la scoarul Academiei de Științe Bulevardul Cefa cel Mare 1. Acest eveniment a fost susținut în cea mai mare măsură de prietenii și partenerii Academiei de Științe. Vă invităm pe toți la acest eveniment. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, domnule.